amploarea autopsiilor. Vă știți foarte bine că nici un diagnostic de moarte nu poate fi dat fără autopsie. A spus-o domnul doctor Vladimir Berici, domnul doctor, asta răstoie. Cei mai mari medici legiști nu în România. Pentru ce nu dați drumul la autopsii? Ce căutați la Iași în loc să vă duceți să vorbiți cu oamenii dumneavoastră veniți în spitale? Cum vă permiteți să internați oamenii fără niciun simptom? Pleacă, domnule, de aici! Nu punem la pe mine, că n-ai dreptul! Domnule Tătaru, aveți obligația să vorbiți după părere la mine! Ia pune-le pe mine! N-ai voie să fii mine! Domnule Tătaru! Fără agresiune fizică, ce l-am pus până pe tine! Domnule Tătaru, ești obligat să răspunzi poporului român! Sunteți plătiți din bani publici! Ați închis oameni cu forța! Pentru ce încălcați convenția de la Oviedo, articolul 5? Niciun act medical nu se poate face fără acordul pacient!